Mă numesc Sergei Raelian, activez în cadrul Universității Tehnice la Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală. Dumneavoastră, fugitiv m-am uitat, sunteți reprezentanți Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină și alte câteva organizații, da? Probabil că da, dacă nu sunt alte opinii. Prima întrebare. Eu am să vorbesc în română, toată lumea înțelege. Slide-urile o să fie în limba engleză. Sunt mai multe slide-uri, dar noi nu o să ne oprim foarte mulți. Nu o să zicem multe formule, cu toate că sunt în prezentările dumneavoastră pentru colegii care doresc să cerceteze mai profund aceste aspecte despre care o să discutăm. Pur și simplu, astăzi, noi cu dumneavoastră o să încercăm să înțelegem două dimensiuni de tehnicile de prelucrare a semnalelor. A semnalelor și imaginilor. Două tehnici care sunt aplicate cu același succes asupra semnalelor, cât și a imaginilor. Bine, cu ce putem să începem? Înainte de a zice despre două tehnici concrete de prelucrare a semnalelor și imaginilor care sunt foarte des utilizate în practică, o să menționăm pe parcurs. De ce m-am oprit la aceste două tehnici? Să ne amintim câteva aspecte mai simple, ca să ne fie ușor să înțelegem despre ce o să discutăm. În primul rând, prelucrarea semnalelor, dar și imaginilor, poate fi divizată în două etape. Prima a fi digitalizare și după digitalizare. Sunt achiziționate semnalele și imaginile în formă analogică, iar apoi semnalul devine un fragment de semnal analogic. Deci, sau continuu în timp, așa cum este achiziționat, de exemplu, electrocardiograma. După procedura, sau pentru a fi prelucrate de către un calculator, de către un procesor, are loc digitalizare, transformarea analog-digitală a semnalului, continuu în formă digitală. Alături, vedeți, de acum cu linie punctată, fostul semnal continuu, iar prin praguri este reprezentat semnalul bine, care a fost digitalizat și apoi de la digital înapoi transformat în analogic, dar în formă de praguri, de cum numește, în tocmai cum a fost la început analogic. Această procedură depinde de doi pași. Sau calitatea digitalizării semnalului depinde de doi pași. Primul pas este așa numită discretizare. Încă o dată vedem mai micuț semnalul continuu, din care se iau peste anumite intervale de timp, se iau valori. Se culeg valori peste un interval de timp. T mare, care se mai numește perioada de discretizare. Și al doilea pas, al doilea pas este cuantizarea sau introducerea unor nivele pe verticală, în alte cuvinte, pentru fiecare valoare după discretizare se alocă un număr de biți pentru fiecare eșantion. Aici vedem exemplu cu 2 biți, deci pe 2 biți putem reprezenta 4 steli, cerem 4 nivele și iată cum se primește semnalul conform acestor nivele. Și 3 biți, 2 la puterea 3, cât este? 8, deci 8 nivele pentru a reprezenta valorile de acum semnalului. Deci iată primul pas în prelucrarea semnalului analogic către digital este obținerea unui semnal digital în doi pași.
Și, atenție, cu cât mai multe monstre per secundă o să culegem, pe de o parte. Pe de altă parte, cu cât mai mulți biți o să alocăm pentru fiecare monstră, o să fie o calitate mai înaltă. De obicei, de exemplu, pentru o imagine, pentru fiecare pixel, se alocă 8 biți. Da? Totodată de 8, dar în intensitate o să avem 256 de mm în intensitate. Sunt aplicații în tomografie computerizată, de exemplu, unde se alocă 12 biți. Totodată de 12 și mai mult, 4096 de mm. Deci, iată, primul nostru, prima concluzie a noastră de astăzi, ne-am amintit că pentru o calitate înaltă a transformării de la analogic la digital, este mai multe monstre per secundă și mai mulți bits pentru fiecare monstru. Ca să înțelegem mai bine sau ca să întărim acest lucru, am introdus, iată, un tabel în calitate de exemplu. Noi cu toții cunoaștem muzica de calitate înaltă, care se numește Hi-Fi, High Fidelity Music, și care a apărut odată cu, în paranteză este menționat, odată cu elaborarea sau producerea compact discului. Fidelitatea înaltă înseamnă asemănare sau fidelitatea semnalului reprodus pe compact disc, deci forma digitală înscris pe compact disc, și reproducerea acestuia este foarte asemănătoare cu fostul semnal continuu sau cu cel original. O fidelitate foarte înaltă și vedeți, pentru această calitate, per secundă se culeg 44,1 kHz sau 44.100 de probe de monstre per secundă, și pentru fiecare monstră din cele culese se alocă 16 biți, deci pe verticală, nivele 2 la puterea 16. Iată de ce aceste valori înalte sau valori care venit o calitate bună a muzicii reproducție. Și eroarea digitalizării, în acest caz, este una foarte mică. Bine, deci atât, mai departe, noi cu dumneavoastră o să zicem despre două tehnici care se folosesc în prelucrarea semnalului deja digital. După procedura de digitalizare, noi avem, altfel spus, din punct de vedere a reprezentanților tehnologiilor informaționale, un șir de valori, un șir de numere pe care le putem calcula printr-o metodă sau alta. Și iată, două din aceste metode noi cu dumneavoastră o să încercăm să zicem esența astăzi, fără a deschide prea multe detalii. Iată denumirile acestor două tehnici. Convoluția în analiza sistemelor lineare și invariante în timp și analiza de frecvență a semnalelor. Ambele se completează una pe alta, sau mai bine zis, a doua tehnică este completată de prima și care permite o efectuare mai rapidă în timp. Bine, haideți să începem cu prima tehnică, convoluția. O procedură folosită în analiza sistemelor de prelucrare digitală a semnalelor cu scopul de a vedea care este răspunsul, pe de o parte. Pe de altă parte, cunoscând această procedură, noi singuri putem să proiectăm o prelucrare sau alta și să folosim metoda convoluției pentru a obține asupra semnalului de intrare, pentru a obține rezultatul dorit. Da, nu am zis noi ce ar însemna analiza unui sistem în domeniul
lucrării scenariilor și imaginilor, a analiza un sistem înseamnă a determina răspunsul sistemului la un semnal de intrare, la intrare dată. Și care va fi răspunsul? Iată, noi vom zice despre una din aceste metode de găsire a răspunsului și, repet, în paranteză, am zis numai ce. Este ușor de făcut următorul pas la proiectarea sistemului pentru a obține influența dorită, de exemplu, o filtrare semnalului. Deci, în linii mari, sunt două tehnici de a găsi răspunsul Y la intrarea X. Două tehnici, noi doar despre una o să zicem ce ține de analiza sistemelor. Prima este bazată pe soluția directă a acestei ecuații generale, vedeți, Y în o singură valoare la momentul N este o funcție de intrarea X, xn minus 1 și așa mai departe până la m. Deci numai ce am reprezentat noi semnalul, semnalul digital, semnalul discret aici în text este numit, iar subînțelegem același semnal digital. Este un șir de valori. Deci atât, la intrare avem un șir de valori, care va fi ieșirea? La fel, un șir de valori care se determină printr-o funcție care este dependentă de valoarea de la intrare la momentul n, valoarea trecută, încă trecută, m valori trecute de la intrare și noi determinăm y acum, dar y în minus 1, minus 2 sunt deja cunoscute. Printr-o altă formă, această ecuație, iată, este scrisă aici, deci intrarea prezentă și trecute, m intrări trecute și ieșirile deja disponibile. Se mai numește ecuație de diferență. Folosește un număr limitat de la x și un număr limitat de ieșiri trecute. Nu o să-mi zicem mai mult despre această metodă, să trecem la a doua metodă de analiză, ziceam noi, convoluție. Deci, în formă textuală, esența este următoarea. Această tehnică se bazează pe faptul că semnalul de intrare se descompune. X, intrarea, un șir de valori, ziceam noi, semnalul digital, se descompune într-o sumă de semnale elementare scalate. Apoi, dacă cunoaștem răspunsul Y la acest semnal elementar, răspunsul total al sistemului este găsit mai simplu în suma răspunsurilor la semnalul elementar la fel scalat. Din prima definiție, nimeni nu prea înțelege. În formă de ecuații, dacă putem să scriem mai de următoare. Deci, de ce se bazează tehnica convoluției? O să ținem minte. Mai întâi, intrarea X, XN, un semnal digital, se descompune într-o sumă scalată C cu indicele A, de X cu indicele K este un semnal elementar. Deci, intrarea se descompune într-o sumă de semnale elementare scalate. Este primul pas. Apoi ziceam noi, dacă răspunsul la acest semnal elementar, XK, este ușor de găsit, YN, aici YN este egal sau se obține prin influența sistemului asupra intrarea. Eu să mă străduie puțin mai simplu, intrarea, tau reprezintă influența sistemului și Y ieșirea. Cu indicele K înseamnă semnal elementar. Deci dacă ușor găsim răspunsul la acest semnal elementar, atunci răspunsul total va fi, iată, în loc de X am scris descompunerea lui și mai departe scoatem coeficienții scalare în fața sumei, iar influența asupra semnalului elementar este Y, înlocuim aici Y.
Deci, iată ce obținem. Noi putem să găsim răspunsul total prin suma scalată a răspunsurilor sistemului la semnalul binar. Putem să găsim dacă ați observat, am formulat noi, am formulat ce aici, am zis că este ușor de găsit răspunsul la semnalul elementar. Iată acest dacă este ușor de găsit, subînțelege că noi cunoaștem careva proprietăți ale sistemului. Este unica condiție pentru aplicarea acestei tehnici. Noi trebuie să cunoaștem ceva despre sistem ca ușor să găsim acest lucru. Iată, în 3-4 formule, esența convoluției. Haideți să vedem ce ar însemna descompunerea, primul pas, descompunerea într-o sumă de semnale elementare. Iată, a fost mai sus această formulă. Acum o să facem câteva schimbări. Dacă noi o să trecem la lămurire, pe degete și o să înțelegem mai bine. În loc de semnalul elementar XK, alegem funcția delta. Probabil că ați auzit funcția delta sau micul sub delta. Da, o să arătăm cum arată. Deci trecem de la notație generală XK la un semnal elementar concret, funcția delta. Și dacă ne închipuim că multiplicăm semnalul, intrarea, cu impulsul unitate, îndată o să fie pe următorul slide, cum arată funcția delta. Deci, în urma acestei multiplicări, funcția delta conține este un semnal cu o singură valoare. O singură valoare egală cu 1, și în urma multiplicării intrării cu acest semnal obținem un al treilea semnal. Deci avem intrare X, semnalul elementar, și obținem produsul sau un al treilea semnal. Această procedură are ca rezultat nu altceva decât smulgerea unei monstre din semnalul de intrare. Haideți să trecem la desen. Da, până atunci nu este la dumneavoastră. M-am gândit ca să introduc funcția delta, ca să vedem. Deci, nu este scris în desen o singură valoare cu o singură monstră cu valoarea 1. Iată semnalul delta. Iar delta în minus K este deplasarea acestui impuls la stânga sau la dreapta cu K unități, N minus K. Deci, atât dacă multiplicăm cu acest semnal intrarea noastră, aici peste tot este 0, numai aici 1. Iar la intrare, desenul pe care îl avem deja, iată, fie că semnalul de intrare, am zis, este un semnal digital sau un semnal discret, cu mai multe valori, cu mai multe monstre, culese de la cel continuu, și dacă înmulțim acest semnal cu acest semnal, peste tot este 0, ziceam noi, numai aici 1, se multiplică numai această valoare cu 1. Iată ce obținem. Un rezultat, un al treilea semnal, care a smuls o monstră din intrare. Mai departe, dacă o să efectuăm încă o dată, o să repetăm procedura cu amplasarea impulsului la o altă poziție, la o altă poziție și așa mai departe. De fiecare dată noi să smulgem câte o monstră din semnalul inițial. Și în sfârșit, dacă o să adunăm toate rezultatele când o să schimbăm toate locurile acestui impuls, să obținem înapoi semnalul XN. În cele din urmă, iată ce obținem. Noi am început
cum am zis, dacă intrarea o să multiplicăm cu impulsul unitatea, o să smulgem omul ăsta. Dacă o să repetăm acest lucru pentru locația de la minus la plus infinit și apoi o să adunăm toate monstrele separate, smulse de fiecare dată și dacă le adunăm pe toate înapoi împreună, obținem înapoi semnalul X. Deci suma tuturor monstrelor smulse obținem X. Altfel spus, noi această ecuație am obținut-o nu de la stânga la dreapta, dar de la dreapta la stânga. Am zis că ce o să se întâmple dacă multiplicăm, dacă repetăm și am obținut în cele din urmă X. Acum haideți să o citim de la stânga la dreapta. Orice semnal poate fi descompus într-o sumă scalată de semnale elementare. Delta semnalul elementar, XK, notația s-a trecut de la XN, iar XK este acea valoare din XN care s-a smuls. Deci, atât, primul pas în tehnica despre care noi vrem să facem cunoștință astăzi este descompunerea semnalului într-o sumă scalată de semnale elementare. Mai departe, noi am zis că dacă cunoaștem, am zis mai târziu, am zis întâi, este ușor de găsit răspunsul la semnalul elementar. Un foarte mic exemplu, fie că avem la intrare un semnal cu câte valori? 4 valori, 2, 4, 0 și 3. Conform formulei pe care împreună noi cu dumneavoastră am obținut-o, putem reprezenta această intrare ca valoarea 2 multiplicată cu funcția delta n plus 1 sau n minus 1 înseamnă că acel impuls deplasat în stânga sau în dreapta cu 1. Deci impulsul unitate deplasat în stânga cu 1, cu 2, apoi urmează plus, este suma, cum am zis la început, este o sumă scalată cu 2, 4, 3, a funcției delta. Delta aici, delta în plus 1, impulsul a fost deplasat în stânga cu unitate, aici delta nedeplasat, 3 demonstrat cu delta deplasat la plus 2. Deci atât foarte simplu cum se descompune semnalul într-o sumă scalată de semnale elementare. Și în sfârșit, dacă cât de cât am înțeles această descompunere, următorul pas este notarea răspunsului sistemului Y la impulsul deplasat prin H. Notarea prin H a răspunsului, care am zis ușor îl găsim, dar haideți să trecem de la sintagma, este ușor de găsit, să zicem, este cunoscut. Noi cunoaștem, sau se presupune că noi cunoaștem răspunsul sistemului la minusul de ăla. Cum se comportă sistemul dacă la intrare se aplică un singur impuls cu valoarea 1? La ieșire sistemului avem răspunsul de care. Aici, de acum, ca să-l deosebim de alte răspunsuri de Y, este notat prin H. Este special notația introdusă ca să cunoaștem că H este răspunsul la delta. Deci, atât, cu această înlocuire, în loc de Y, H, noi putem să scriem încă o dată ceea ce am scris mai sus, că răspunsul total poate fi găsit. Deci ieșirea la intrare X. În loc de X, îl înlocuim cum se descompune într-o sumă scalată de semnale elementare. Scoatem apoi cu ce se scalează valorile 2, 3, 4, numai ce a fost în exemplul nostru. În fața operatorului tau este sistemul sau ce se întâmplă în interiorul sistemului.
ce procedură are loc în cadrul sistemului. Deci scoatem în fața operatorului tau, tau delta n minus k, înseamnă că acesta este nu altceva decât influența sistemului la impulsul delta. Și mai sus am zis că deja am formulat că cunoaștem răspunsul la acest impuls h n virgulă k. Deci atât am obținut în alte notații formula pentru determinarea lui y la intrarea x când cunoaștem h. Cunoaștem răspunsul sau comportamentul sistemului la impulsul unitar. Această formulare, comportamentul sau ieșire la impulsul unitar, este folosită adesea și putem să zicem acest lucru și să vedem imagini. Ca să ne gândim mai simplu, fiecare din noi, în telefon, este o cameră, da? O cameră de luat bilet. Și dacă ne închipuim, impulsul delta aici este un unidimensional, am zis, o monstră cu valoare 1. În domeniul imaginii, funcția delta este o matrice de valori cu fundalul 0 și un pixel în centru cu valoare 1. Iar în intensități, acolo se înțelege 0 este negru, 1 este alb. Deci un pixel alb de fundalul negru. Dacă vă aplicăm la camera dumneavoastră, ce imagine vom obține? Iată ce înseamnă răspunsul sistemului la impulsul unitate, aici adăugăm impulsul unitate bidimensional. Vom obține o imagine. Nu vom obține același pixel alb pe fundalul negru. Este în cazul ideal se comportă așa o camera de la bidimensional. În realitate se obține o pată sau o distribuție gaussiană de la alb la negru. Deci acela e sensul răspunsului sistemului al impulsului unitate. Și un telefon se caracterizează printr-o imagine la răspunsul acestui impuls, alt telefon are o altă imagine, un alt răspuns. Și se presupune că noi, iată aici, prin acest răspuns, notat H, pentru scenarii, pentru imagini, este notat altfel, pentru obiectivul scenarii. Cunoaștem acest comportament, cunoaștem cum se comportă sistemul la impulsul unitate notat prin H. Bine, dacă se mai introduce o condiție, în loc de virgulă se pune semnul minus, nu o să descriem acum. Deci, iată, metoda a doua. Am zis în trei. Formă de text, apoi am trecut la formule care încă nu sunt prea clare sau sunt clare. Am promis eu că o să încercăm pe degete să zicem această metodă și să ne fie, eu sper, mult mai clar. Iată această formulă pe care noi am obținut-o se numește suma convoluției. Sau mai pe scurt, convoluția. Convoluția dintre semnalul de intrare și răspunsul sistemului la impulsul unitate. Operație de convoluție. Pentru a găsi, sau încă o dată, semnalul X, intrare, se convoluționează cu răspunsul sistemului H și această convoluție sau norma convoluției, noi găsim răspunsul sistemului la intrarea dată dacă cunoaștem despre sistem comportamentul la impulsul unitate. Iată metoda convoluției. Și dacă înțelegem această metodă, ziceam noi, este simplu de a trece la proiectarea unui sistem. Un sistem poate descrie nu un dispozitiv sau poate descrie și un dispozitiv fizic, dar poate să fie un calculator, poate să fie un algoritm, un procesor de prelucrare a scenariului, un program. Deci, este foarte simplu să trecem la o cătuire unui program, care noi sigur putem zice că H, răspunsul sistemului, fie așa și așa, și apoi, convoluționând intrarea cu ceea ce am proiectat noi, cu H proiectat noi, o să obținem ieșirea dorită cu noi proiectarea răspunsului. De exemplu, filtrare, nu putem să proiectăm un filtru.
să zicem, pH 10 valori de 0,1 și convoluționarea întrei cu acest H, o să obținem filtrul religios, filtrul de medicire. O să zicem H altfel, convoluționarea întrei. La ieșire, o să vedem filtrul religios de sus, filtrul religios de bandă. Și de aici este simplu să trecem de la analiză la proiectare și să obținem ceea ce noi dorim. Haideți să zicem mai întâi pașii în obținerea, în efectuarea convoluției. Vedem o formulă, suma, intrarea și H, răspunsul HN minus K. La început noi am văzut două desene HN, apoi HN minus K e plasat undeva la locația K. Aici este nu HN, ci HN minus K, iar se presupune că noi cunoaștem răspunsul la HN, la N, la delta nedeplasat. Deci, atât, din formulă, cunoscând X și HN, fără minus K, care sunt patru pași în efectuarea convoluției? A, iată, nu pot să scriu aici, dar... Iată, noi cunoaștem inițial comportamentul, ziceam, despre telefonul nostru, care va fi imaginea la un pixel alb. Iată, H pentru semnalul nostru, cunoaștem despre sistem și avem intrarea X. Unde este X notat? X. Intrarea sistemului și H cunoaștem. Și conform formulei, iată patru pași pentru a efectua convoluție. Primul pas, deplasarea lui H cu K unități, reflectarea lui H, se adaugă aici un minus, în formulă stă minus K. Apoi în formulă este N0 minus K, pasul 2 este deplasarea cu N0 unități. Apoi vedem multiplicarea, pasul 3, multiplicarea și în sfârșit semnul sumării, pasul al 4-lea este sumarea. Grafic, haideți să vedem grafic și o să ne fie puțin mai clar. Apoi pe degete, eu am să vă încerc să vă lămuresc pe degete. Fie că avem intrarea X doar cu 3 valori roșii, un semnal digital la intrarea unui sistem. Iar H este răspunsul, ieșirea unui sistem la impulsul unitate la intrare. La ieșire vedem că acest sistem produce 4 valori, iată cu așa, 4 monstre cu așa valori. Și dacă cunoaștem caracteristica sistemului, că sistemul la un impuls răspunde așa, întrebarea asta, cum vă răspunde la această intrare? Și se găsește acest lucru prin convoluție, prin 4 pași. Primul pas, ziceam noi, bine, o să reținem sau nu, rezultatul, ieșirea sistemului la această intrare, are un număr de valori, ăsta, numărul de valori intrarea plus numărul de valori ieșirea la impulsul unitate, 4 plus 3 minus 1, N plus N minus 1, 4 și 3, 7, ieșirea va fi cu 7 valori. Deci atât avem, încă o dată, intrarea și ieșirea. Ieșirea sau răspunsul la impulsul unitate. Cum am zis noi, 4 pași. Primul pas este reflectarea lui H. Reflectarea înseamnă schimbarea locațiilor. Iată, simpla reflectare, așa cum eu zic, dacă Y ar fi aici, se reflectă răspunsul H, iată, este inițial H și reflectat, vedeți, este în partea stângă. Pasul al doilea era deplasarea cu K unități. Deci, ceea ce s-a reflectat se deplasează în stânga sau în dreapta și de fiecare dată, ultimul, pasul 3 se multiplică, apoi se adună rezultatul multiplicării. Iată, în acest exemplu, nu se deplasează
aș, nici în stânga, nici în dreapta, doar s-a reflectat. Înseamnă că deplasarea este 0. Noi o să găsim Y0. Se multiplică semnalul albastru cu roșu. Coincid doar, iată, la locație 0. 1 se mulțește, se multiplică cu 2. Obținem 2. Deci Y0 este 2. Apoi semnalul albastru reflectat se deplasează în dreapta cu o unitate. O să obținem Y1. Coincid două valori. 2 cu 2, 4, 1 cu 2, 2 și suma lor, pasul al 4-lea, 6. Și așa mai departe, iată, cu 3 puncte la dreapta. Coincid 3 valori, iată, multiplicare, apoi suma, Y2 va fi 12. Și așa mai departe, până când ăsta reflectat nu mai coincid valori cu cel roșu, cu intrarea. Și același lucru în partea stângă. Dacă o să-l deplasăm în partea stângă, nu o să mai coincidă valori pentru a multiplica. Deci Y-1 o să fie 0, Y0, 2, Y1, 6 și așa mai departe. Deci iată, la fiecare deplasare se obține câte o valoare. Ultima va fi Y5, mai departe, deci albastru, o să-l deplasăm încă o dată. Y6 va fi 0, deoarece nu vor mai coincide valori. Și în sfârșit, pe degete, să zicem, iată, este intrarea, mâna stângă a mea, X, și aș răspunsul la impulsul unitar. Care sunt acești 4 pași mai simplu ca să rețin? Răspunsul la delta, la impulsul unitate, primul pas, se reflectă și apoi aș reflecta, scanează intrarea de la minus la plus infinit. De exemplu, l-am reflectat și s-a la minus 10. Nu coincid valorile. Minus 9, minus 7, minus 6, minus 5. La minus 4 ceva coincide cu X. Se multiplică și se adună valorile. E o singură valoare de multiplicat, deci nu avem ce aduna. Apoi minus 3, coincid două valori. Se multiplică și se adună așa cum iată este spre jos. Unde coincid toate 5? Apoi iarăși coincid numai 4, 3, 2, 1 și când se află la locația, plus 3, plus 4, plus 5. Deci scanând, mai departe iarăși nu coincid. Și că la fiecare locație, acolo unde este minus 3, se multiplică, se adună minus 2 și așa mai departe, sunt valorile care alcătuiesc rezultatul. Y-n ieșire este rezultatul multiplicării și adunării la locație respectivă. Pentru minus 3, minus 4, ziceam, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Și gata, mai departe nu sunt. Deci, atât pe degete, procedura de convoluție și pentru fiecare locație este câte o valoare care și alcătuiește ieșirea totală. Deci, atât în așa mod se găsește ieșirea sistemului la intrarea dată, dacă se cunoaște răspunsul H la impulsul în unitate. Deci, răspunsul acestui sistem, încă o dată să zicem mai simplu, dacă la un impuls sistemul răspunde așa, atunci la intrarea Xn cu 3 valori câte 2, răspunsul va fi acesta. Și noi am găsit prin reflectare, deplasarea în stânga, în dreapta, am zis aici, deplasăm la stânga, cu o unitate, două, trei, apoi la dreapta, ceea ce ar însemna că aș reflectat scanează semnalul de intrare de la plus la minus infinit. Deci, acesta este esența convoluției sau, încă o dată, X este în convoluție cu H pentru a găsi răspunsul la impulsul unitate. În formă de tabelă, nu am să mai repet același lucru. Noțiunea se referă și la semnalele continue. Fie că avem intrarea cu un semnal continuu și răspunsul, bine, aici sunt alte notații, dar esența este aceeași. H aici este X2, iată primul pas, s-a reflectat X2 sau H și acest aș reflectat, scanează, cum ziceam eu, de la minus la plus infinit intrarea. Și la fiecare punct, acolo erau, la semnalele digitale, erau valori discrete sau valori aparte,
Aici, cartesianalis sunt continue, se multiplică amplitudinile și se determină o singură valoare area. Deci, atât, mai întâi, area este mică, crește, crește, aici este maximă, deci se menține o valoare maximă pe parcursul. Acest dreptunghi scanează celălalt mai înalt. Și de fiecare dată se obține câte o valoare. Iată cum vă răspund, dacă cunoaștem că la impulsul unitate sistemul răspunde așa, atunci la această intrare răspunsul va fi iată așa. Și în sfârșit un mic filmuleț care în mișcare va arăta acest lucru și care eu sper că va pune punct acestei metode. Și când o să auziți de convoluție, da, până atunci nu am să mă opresc la acest exemplu, iarăși avem intrare de acum cu o infinitate de valori și răspunsul la fel, a, intrarea X este aici, răspunsul H în partea stângă, la fel cu o infinitate de valori. Deci dacă la impulsul unitate sistemul răspunde așa, se întreabă cum va răspunde sistemul la această intrare. Aceeași procedură care am zis-o pe degete, noi am zis că se reflectă H, dar cu același lucru îl putem reflecta și pe X și X reflectat să scaneze H. Iată aici avem X reflectat, așa, fără ca să fie deplasat. Se multiplică cu H, coincide o singură valoare. A se multiplică cu 1, probabil că este aici. Obținem iată primul răspuns, A. Deplasarea lui X reflectat în dreapta nu coincide nicio valoare. Și deplasarea în stânga, în stânga am zis invers, în stânga nu coincide nicio valoare, deplasarea în dreapta. Cu o unitate, cu două, cu trei, iată aici, cu o unitate, cu două unități și așa mai departe. De fiecare dată, la răspunsul 1 se adaugă A, apoi A la puterea 2 și așa mai departe. Cu cât se mărește deplasarea la dreapta, putem determina, iată, limita lui N va fi 1 asupra lui 1 minus A. Deci asta răspunsul, mă întorc înapoi, răspunsul sistemului, iarăși, care tinde, are o infinitate de valori, iar toate valorile tind, iată, spre această valoare 1 asupra lui 1 minus A. Deci, esența. Dacă la impulsul unitate sistemul răspunde așa, la această intrare răspunsul va fi așa. Și procedura este convoluția, reflectarea și scanarea celorlalți semnal. Și ziceam noi un mic filmuleț. Aici verde este, să zicem, H, răspunsul la impulsul unitate. Atunci, cum va răspunde sistemul la dreptunghiul roșu, la intrarea roșie? Iată, H s-a reflectat, verde s-a reflectat deja și scanează intrarea de la minus plus infinit. Și galben este area. Area crește, apoi scade. Dacă sistemul la un impuls răspunde ca semnalul verde, atunci la semnalul roșu sistemul va răspunde așa și iată procedura este prin scanarea unui semnal pe celălalt. Nu este important care se reflectă, sau X sau H. Rezultatul este același. Încă un... după ce am lămurit, s-a mărit. Încă un exemplu sau încă un video. Aici la fel verde este H, deci intrarea este mai complicată. Și la fel. Jos este răspunsul total al sistemului la semnalul roșu, dacă la un impuls este răspunsul semnalului verde. Și acum încă o dată zic, noi singuri putem să determinăm valorile semnalului verde ca să scanăm intrarea și să obținem ceea ce noi dorim, să filtrăm semnalul, de exemplu. Același lucru are loc și la imagini. Fie că avem o imagine, iar cu roșu
este răspunsul unui sistem sau răspunsul sistemului la impulsul unitate bidimensională, la pixelul alb, ziceam noi. Și atât cel mai mic răspuns poate fi o matrice 3x3. Nu putem să reprezentăm. Și la fel, această matrice are în principiu precum de două corde, o să se reflecte față de Y și față de X. După aceasta scanează imaginea cu punct cu punct. Și la fiecare locație se multiplică valorile A, să zicem, A roșii cu valorile din imagine și se adună toate produsele. Se obține o singură valoare care este valoarea pixelului din imagine de ieșire. Și așa mai departe, deci punct cu punct se scanează, deci convoluția imaginilor. Nu altceva, de convoluția imaginilor. Iată câteva exemple de convoluție a imaginii inițiale cu un răspuns proiectat de noi. Dacă o să punem în centru 1 și 8 valori în jur minus o optime, atunci, în urma convoluției imaginii, așa cum am arătat mai sus, pixel cu pixel multiplicările o să efectuăm și o să aflăm suma, rezultatul va fi detectarea mărginilor, o procedură care se numește detectarea conturului sau detectarea mărginilor în imagine, obținută prin convoluție. Putem să punem aici toate valorile 1 asupra lui 9. Și să aflăm valoare medie a 9 pixeli de 5, cel din centru și 8 de 5. Medie de la 9 pixeli. Este altceva decât filtru trece jos. Și filtrăm prin convoluție, o să filtrăm imagine. Deci, iată, prima procedură pe care, prima tehnică pe care am vrut să vă amintesc, cineva probabil că am discutat, cineva o să mai discutăm, mă refer la Universitatea Tehnică, dar ca să avem noțiune despre această tehnică, des întâlnită în practică. Noi fiind atât, domnul Bine, cele două tehnici mai primitive, analiza de frecvență sau analiza Fourier. Un matematician francez care a propus această tehnică. Bine, mai întâi să ne amintim un alt aspect. Domnul Newton a prezentat, iată, încă în 1672 acest experiment către Societatea Regală din Franța și a arătat că lumina albă se descompune de o prismă de sticlă în culorile curcubeului. Le cunoașteți? Eu le-am reținut din rusește, mai ușor. Și domnul Newton a numit această bandă de culori culorile curcubeului. Am numit-o spectru. Și de atunci, noțiunea de spectru subînțelege componentele de frecvență, de ce, deoarece fiecare dintre cele 7 culori este o undă electromagnetică de frecvență anumită. Componentele de frecvență a luminii albe sunt 7 unde electromagnetice de diferite frecvențe. Iată, când se zice, sau noi o să ne străduim să zicem despre semnale, spectrul Fourier a unui semnal, la fel vom subînțelege că semnalul, folosind nu o prismă albă, folosind o formulă, obținem spectrul semnalului. Ce componente de frecvență între un semnal? Care putem să arătăm și a doua formulă, domnul Newton, iată, a amplasat o altă prismă și din spectru a obținut înapoi lumina albă. Prisma directă și inversă, să reținem acest lucru, și în analiza semnalelor și imaginilor sunt, sau această tehnică, analiza de frecvență, are același sens. Obținerea spectrului unui semnal sau unui imagine.
sau transformare curii directă și inversă, prisma directă și prisma inversă. Bine, timp nu avem prea mult, de aceea mai repede o să zicem. Analiza de frecvență sau spectru am menționat deja. În prezentare teoretică sunt divizate aceste aspecte în patru tipuri de terminare. Haideți o să reținem următoarele. Rezultatul sau spectrul unui semnal depinde de ce formă este semnalul. Periodic sau neperiodic, discret, digital sau continuu. Iată prima clasă de semnale. Semnalele continue și periodice. Electrocardiograma este de la medicină cineva? Electrocardiograma acum o vedeți. Aproape periodică. Dar ce? Periodică are numărul G, X sau sinusul, zice, quasi periodică. Ce trebuie de cuib? O electrocardiograma continuă, e digitalizată, așa tip de semnal. Și domnul Fourier, Jean-Baptiste Joseph Fourier, un matematician francez, a propus, iată, această formulă pentru a descompune un șir de valori ca o sumă scalată de exponente asociate armonical. O sumă de exponente asociate armonical, dar pentru simplitate, dacă exponenta o să reprezentăm în termeni de sinus și cosinus, pentru simplitate o să zicem descompunerea într-o sumă de sinusoide, care fiecare are frecvența sa. Deci, așa ca și grupul meu, se obține ce amplitudini au frecvențele colective. Iată și analiza Fourier. Și se obține un spectru, de unde noi vedem că frecvența 1000 de Hz este cu amplitudinea aceasta, 2000 cu amplitudinea aceasta, 4000 este o amplitudine mai mare. Deci, 4.000 este mai important decât semnal. Iată și analiza Fourier, sau analiza de frecvența semnalelor. Și apoi, de ce se ridică răzătățul? Sunt unele aplicații unde noi, cu ochiul liber, nu putem să vedem schimbări fine în semnal. Iar descompunem semnalul și obținem spectrul, schimbările în spectrul porților, dacă se vede despre multe lucruri. Spre electrocardiograma, ziceam noi, în semnalul electrocardiograma, schimbările fine nu le putem vedea cu ochiul liber din semnal, dar din spectrul, vedem că frecvențele înalte și-au văzut amplitudinea, sau frecvențele joase s-au micșorat. Și iată, aceste schimbări pot fi legate cu metabolism sau cu o maladie și poate să fie un instrument de cercetare, de extragere a informațiilor din semnal. Sensul pe care l-a introdus Fourier în această tehnică așa. Deci este următorul. Putem să... Eu văd... Dumneavoastră nu... Pe ecran nu se afișează. Dumnealui a propus aceste tehnici pentru a reprezenta, dacă se vede foarte mic, semnalul roșu sau distribuția temperaturii la suprafața unui corp solid și cum această... temperatura se distribuie în adâncul corpului solid. El a zis că iată, la o distanță este o sinusoidă cu o frecvență, la a doua distanță este o altă sinusoidă cu frecvență dublă, așa mai departe. Sau
Dacă temperatura, o să zicem că este ca un semnal, este mai ceva decât descompunerea semnalului într-o sumă de sinusoide. Deci, dumneavoastră s-a referit tehnica propusă de dumneavoastră la reprezentarea distribuției literaturii în blocurile solide. Mult timp apoi nu s-a utilizat în alte domenii, iar acum această tehnică este utilizată foarte pe larg, deci distribuția Fourier sau analiza Fourier. N-am să mă opresc că ziceam noi că orice semnal poate fi descompus este în altceva decât prisma inversă. Aici sunt dați pașii cum se obține prisma directă, deci cum se obține, ziceam noi, exponente scalate, acei coeficienți în fața exponentei sunt numiți coeficienții Fourier. Cum se obțin aceștia? Sunt reprezentate aici și consecutivitatea operațiilor. În cele din urmă, ambele aceste ecuații, am început noi cu definiția, semnalul se descompune într-o sumă scalată de exponente sau sinusoide, mai simplu, și a doua prismă, prisma directă. Cum se obțin amplitudinele sinusoidelor de la lumina albă sau de la semnalul nostru? Deci, atât folosind aceste tehnici, noi putem să obținem spectrul și invers. De la spectru, cunoscând CK, să obținem semnalul înapoi. Ziceam noi, asociate armonical, ce sunt armonice? Armonicile unei frecvenții de bază. Cine a prezentat școala muzicală? Bine, dacă o să, un coleg o să ne producă o notă la vioară. Și aceeași notă, aceeași înălțime, la pian. Noi auzim și înțelegem. Aceasta noteză provine de la vioară, iar cealaltă provine de la pian. Cu toate că ambele sunt contradictorii. Prin ce se deosebesc? Deci este frecvența principală, nota do, dar noi facem deosebire între pian și amplitudine. Celelalte frecvențe, frecvența dublă, deci este 1000 de Hz. 2000, 3000, 4000 și mai departe sunt armonicele frecvenței notei do. Și adică distribuția în amplitudine celorlalte frecvențe multiple la 1000, 1000, adică principala de bază, frecvența 2000, 3000 și mai departe armonicele. La vioarele au unele amplitudini, la pian au alte amplitudini. Ceea ce fac ca noi să deosebim că nota do este provine de la vioare, deci, asociația armonical înseamnă că este o frecvență principală, 0, și urmează în fața lui 0, ca 0. Deci, 2, 0, 3, 0 și mai departe. Ceva mai simplu o să înțelegem iată din această imagine. Fie că semnalul nostru este semnalul dreptunghiular roșu, care poate să fie descompus ca o sumă de sinusoide, deci mai multe sinusoide. Prima sinusoidă are aceeași, iată, cea mai mare, cu amplitudine cea mai mare, este de aceeași frecvență ca semnalul roșu. F0, să zicem. Frecvența sinusoidei 2F0. Iată este aceasta. 3F0, de 3 ori mai mare frecvență și așa mai departe. Deci obținem un șir de sinusoide cu frecvențele asociate armonical. Deci sunt multiple a frecvenței semnalului de bază. Și suma tuturor acestor sinusoide, albastre, da? Formează semnalul cafeniu. La calculator mai bine se vede care albastru, care cafeniu. Deci, suma sinusoidelor, iată, este semnalul cafeniu. Bine, el nu se obține înapoi, prisma inversă. Nu se obține fix dreptunghiular.
dar forma sumei tuturor sinusoidelor se apropie de dreptunghiular sau, iată aici este ilustrat numărul de sinusoide care sunt luate în calcul. Doar o sinusoidă, cea de bază, F0. Două sinusoide, aceasta plus sinusoida cu frecvența dublă. 4 și așa mai departe, 32 de sinusoide, iată, din cele reprezentate aici, cu frecvențele mult mai înalte sunt luate în calcul. Amplitudinile lor sunt foarte mici. Și suma a 32 de sinusoide, vedeți, nu este dreptunghi, semnal dreptunghiular strict, dar este foarte aproape. Deci este, iată, primul pas, analiza Fourier, determinarea acestor sinusoide și amplitudinile acestora sunt nu altceva decât coeficienții cei care erau în fața exponentei. Și iată, toate aceste amplitudini, dacă noi o să le amplasăm, trec puțin mai repede, dacă o să amplasăm toate amplitudinile sinusoidelor pe o diagramă unde pe X va fi bine, frecvența 0, frecvența F0, frecvența semnalului dreptunghiular era mai sus, 2 F0 și așa mai departe, deci acele sinusoide albastre care erau pe desen mai sus. Și amplitudinele acestor sinusoide, iată, am obținut o distribuție care se numește spectrul semnalului dreptunghiular, în cazul dat și periodic, sau mai corect aici este o reprezentare calitativă a spectrului. Ce înseamnă spectrul? Fiecare linie reprezintă amplitudinea sinusoidelor albastre în care s-a desfășurat semnalul. Acolo e cum lumina albă s-a desfășurat de către linieton în curcubeu și fiecare frecvență este acolo. Și dacă zicem că fiecare frecvențele sunt cunoscute aici, 0, 2, 0 și mai departe, care sunt amplitudinile lor. Iată ne arată această distribuție care arată spectrul, se numește mai pe scurt sau mai pe lung spectrul densității de putere. Deci asta prima distribuție calitativă atunci când semnalul este periodic, atunci spectrul este unul de linii, este discret. Care ne vorbește? Frecvența cu tare cu amplitudinea cu tare plus sinusoida cu frecvența cu tare și amplitudinea cu tare, toate aceste sinusoide împreună formează semnalul inițial. Pe de altă parte, atunci când semnalul iată a fost doar un fragment din semnalul, ca exemplu, semnalul dreptunghiular și periodic, spectrul acestuia are așa o formă, o distribuție, dar este un spectru de linii. Iată, un spectru de linii cu așa o formă, cu o formă care se mai numește funcția sinc sau sinus de un unghi împărțit la însăși același unghi. Sinus fie asupra lui. Și calitativ, dată în semnalul dreptunghiular și periodic, o să schimbăm, ce se schimbă aici, tau, tau, 0,2. Dacă perioada rămâne aceeași, iar lățimea de impuls se îngustează, vedem cum se schimbă calitativ spectrul. El, în primul rând, amplitudinea scade, într-al doilea rând, se extinde spre plus și minus infinit. Înseamnă că la îngustarea lățimii de impuls, rolul frecvențelor înalte devine mai important. Sus vedem că frecvențele înalte au o amplitudine foarte mică. Aici ele cresc, se extinde spectrul. Deci, calitativ putem să zicem, privind la spectru, că frecvența cu tare cu amplitudinea cu tare și așa mai departe și, la fel, aici este mai... importanța majoră sunt frecvențele joase, aici de cum influențează și frecvențele înalte. Multe informații pot fi extrase din spectru, iată care este scopul acestei analize. Bine, nu mă opresc la această analiză.
încă un filmuleț. O să încercați să o găsiți pe YouTube. El este în calculator, dar se deschide acolo link-ul la ceea ce l-am salvat în calculator, dar nu se afișează, iată, este forma de prezentare a utilizatorului și apare numai pe ecran. Bine, ca să ne apropiem de sfârșit, primul caz l-am arătat noi când era un semnal periodic, spectrul este unul de linii. Dacă semnalul nu este periodic, este un singur impuls sau este de o formă arbitrară, dar nu este periodic. Atunci, după cum am arătat calitativ mai sus, la mărărirea perioadei, cum putem să zicem că cel de sus s-a obținut din asta periodic, la mărirea perioadei spre infinit. Pe mare, dacă tinde spre infinit, putem să schimbăm acele formule și să obținem alte două prizme, dar de acum, pentru semnalul neperiodic. Principala deosebire este faptul că spectrul de acum se numește, sau reprezentarea se numește transformarea Fourier X mare. A, dar sus nu am menționat cum se numește acea distribuție, am numit-o pur și simplu spectrul sau acele valori din spectru sunt numite coeficienții Fourier sau seriile Fourier. Deci, atât principală deosebire dintre semnal periodic și neperiodic, pentru acel periodic, o serie de linii, sunt distribuțiile coeficienților Fourier sau amplitudinile sinusoidelor, este un spectru discret cu valori aparte, deci linii, mai multe linii, un spectru de linii sau seriile Fourier. Aici, reprezentarea se numește transformarea Fourier, X mare. Deci ziceam, dacă perioada o să tindă spre infinit, atunci distanța dintre linii înseamnă că se micșorează, se micșorează până când tinde spre zero. Și în acest caz, distribuția devine una continuă, T infinit, semnalul neperiodic, și obținem un spectru de aceeași formă, dar un spectru continuu. Iată, se pune condiția T tinde spre infinit, atunci obținem de la semnalul periodic, obținem formula pentru XT fără indicele periodic sau alte două prisme pentru acest tip de semnal. X mare transformare Fourier de la semnalul X, vedem la fel, este nu suma, dar de acum integralul și exponentele asociate armonical. Nu mă opresc la condițiile pentru a obține acest rezultat. Vreau să arăt forma spectrului. Da. Care la fel se numește spectru, dar mai pe lung. Spectrul densității de energie. Puțin m-am grăbit eu cu numărul de slide-uri, așa. Așa, spectrul densității de energie, nu subliniez, o să citiți, este unul simetric, ca și cel discret, în principiu, care a fost mai sus. Deci, atât dacă avem același semnal dreptunghiular, dar neperiodic, atunci, spectrul său este nu un spectru de linii, este unul continuu, se numește de acum rezultatul transformarea Fourier. Să vă înțelegem că în acest spectru de linii participă o infinitate de sinusoide. Cu, să zicem, cu o frecvență foarte X, la fel stă frecvența. Deci cu multe frecvențe apăsate de partea aproape următoare, cum mai simte să zici. Deci atât diferența, prima diferență dintre semnal periodic și neperiodic. Obținem un corpubiu, un spectru de linii sau un spectru continuu, dar ambele semnale au fost continue. Și a doua diferență, am să trec la tabelul de generalizare. La fel, pentru un impuls mai lat, iată forma spectrului. La îngustarea impulsului,
Semnalul este o aceeași amplitudine, dar mai îngust, deci calitativ cum se schimbă spectrul. Se mișorează amplitudinea și iarăși apar sau influența frecvențelor în alt este mai mare. Deci, sinusoidele cele mai din spate au o amplitudine mai mare, deci crește influența acestora. Bine, ziceam că trec la tabelul de generalizare ca să arătăm încă o diferență dintre semnalele continue și semnalele discrete. Dacă semnalul este de acum discret, dar nu am subliniat aici la cele două tipuri care au fost, atât periodic, cât și neperiodic, pe X, frecvențele se extind până la pozitiv. Deci pot să participe de frecvenții teoretic și 10 milioane, 100 milioane, foarte mari. Pe când, dacă semnalul este de acum discret, spectrele sunt limitate la o anumită frecvență. Sunt limitate datorită faptului că într-un semnal discret sunt reprezentate frecvențele până la una maximă, care este dublul frecvenței de discretizare. Mai mult noi nu putem să reprezentăm într-un semnal discret, nu o să ne opresc acum aici. Haideți doar să reținem diferențele pe care le-am menționat. Iată un semnal dreptunghiular la fel și periodic cu spectrul său. La fel este de forma sinus fi asupra lui fi, dar este mărginit de la minus 20 până la plus 20. Și mai departe se repetă aceste valori cu perioada de 40 de puncte. Se repetă, deci este un spectru discret și periodic și încă două minute pentru a vedea iată, mă opresc puțin la această prismă. X mare este egal cu suma X în exponenta. Deci de la semnalul X, de la semnalul discret sau digital, se obține X mare, transformarea cu Y. Și forma acesteia este una continuă. Altfel spus, cum această formulă poate să se descurce? Iată, în sfârșit am ajuns și la tabelul general. Semnale continue, semnale discrete sau digitale. Am început această parte a doua, îndată terminăm, eu înțeleg că timpul este încă două minute. Deci noi am început, iată, cu un semnal periodic, continuu, apoi neperiodic, dar continuu și am arătat un spectru de linii, un spectru continuu, dacă nu este periodic, și am zis mai târziu puțin, că frecvențele se extind până la plus infinit în ambele cazuri. Dacă semnalul deja este discret sau este digital, spectrele sunt periodice. Și asta diferența principală dintre spectrul unui semnal continuu și spectrul unui semnal discret. Bine, iată aici generalizând care a doua tehnică, analiza de frecvență sau transformarea și seriile cu ele, o să rețineți. Este numai ceva altă. La fel ca și lumina albă, prisma care discutăm cu lumina albă, aceste unitate matematice ne permit să obținem spectrele semnalelor, care ne vorbesc despre semnele informații. Și acum legătura dintre proprietățile, nu ne oprim, legătura dintre convoluție și transformarea Fourier. Am zis convoluția, dacă cunoaștem H, atunci răspunsul la intrare prin convoluție găsim răspunsul Y. Bine, aici sunt alte notații. Dar câteodată semnalele sunt prea voluminoase. Imaginele calitative au, cel puțin, 1000 puncte, 10 la 2 a 6-a,
și aș, cel mai mic, am arătat roșu, nouă, deci de 10 la 6 ori trebuie să se efectueze 9 multiplicări. Deci câteodată convoluția directă, așa cum am zis noi, este prelungată în timp. Și transformarea Fourier posedă o proprietate care ne permite ca să găsim aceeași convoluție, nu direct, așa cum am zis noi, se reflectă și scanează, ci prin transformarea Fourier. Iată, se găsește spectrul unui semnal, spectrul intrării, spectrul răspunsului și simpla multiplicare a două spectre, se obține atât rezultatul multiplicării acestor două spectre. Este transformarea Fourier a ieșirii pe care am fi calculat-o direct prin convoluție. Sau altfel spus, noi putem să găsim ieșirea care trebuie calculată prin convoluție, putem să găsim acest rezultat prin patru pași. Găsim o transformare, a doua Fourier, multiplicăm spectrele, iată rezultatul multiplicării, și transformarea inversă, obținem același rezultat care trebuia prin convoluție, prin reflectare, deplasare, scanare, multiplicare și așa departe. În timp, este foarte rapid, mult mai rapid ca convoluție directă și ca să punem punct, da, iată, pentru imagini, transformarea Fourier la fel există. Spectrul aici este la fel o imagine. Dar, spre deosebire de scenarii, spectrul Fourier a imaginilor este foarte neclar. Vedem ochiul, nu știu cui, vedem o altă imagine. Deci, iată, spectrele ambelor imagini, deci două imagini diferite, spectrele sunt foarte puțin sigurisime, sau sunt foarte puțin informații, pot să ne oferă. Dar, în domeniul imagisticii, totuși, transformarea Fourier se folosește pentru convoluție imaginilor. Fie că acest este semnalul de intrare, fie că este răspunsul H la impulsul unitate, și ca să găsim convoluția, deci noi urmează să facem convoluția acestei imagini mici cu această mare, așa cum am zis cu matricea cea roșie 3x3, să scaneze acest răspuns pixel cu pixel. Dar alternativ, prin transformarea Fourier, se găsește o transformare Fourier, a doua transformare Fourier, se multiplică spectrele și transformarea inversă, iată este rezultatul convoluției directe, dar doar prin patru pași. Deci, transformarea Fourier a imaginilor, cu toate că în mod direct, foarte puțin se folosește, indirect, în găsirea convoluției imaginilor, se folosește prin transformarea Fourier pentru a reduce timpul și a timpul legătură dintre cele două tehnici pe care noi am zis. În cazul concret, în exemplu concret, această tehnică se poate de folosi pentru verificarea liniștării bancnotelor dolare, euro, prin convoluție și dacă apare, vedeți, acel punct luminos, zicem că am luat o imagine de pe bancnotă necunoscută, ăsta este de pe bancnotă originală și încă este de pe bancnotă originală și ca să aflăm dacă și cea de pe necunoscută este originală, efectuăm convoluția și dacă apare punctul luminos, atunci, bine, punctul meu s-a ieșit puțin, s-a reflectat și mai departe este dimensul convoluției, care nu este direct convoluția, ci deoarece am reflectat, vedeți, cea mică este cu nasul în sus, deci este puțin schimbată. Rezultatul se numește puțin altă corelație, care ne permite, dacă în urmă corelație este punctul meu, să înseamnă ambele margini sub nivelul real. O metodă de verificare a bancnotelor de genul. Vine punct aici, m-am reținut cu cărativ. Sper că nu vă...